Mamă, deci este iar Mercur retrograd, nici nu vreau să mă gândesc. Aici este cineva care și-a întâlnit sufletul geamăn, îl cunoaște, îl știe, v-ați despărțit. V-ați despărțit din cauza unei alte persoane sau din cauza ignoranței, fie a ta, fie a celuilalt. Voi simțiți că încă sunteți acele suflete gemene, amândoi știți lucrul ăsta, amândoi știți treaba asta. Însă în momentul de față nimeni nu mai are atitudine, pentru că orgoliile sunt foarte mari. Într-adevăr s-a greșit foarte mult, fie de ambele părți, fie doar dintr-o singură parte, asta este mai puțin important, pentru că într-o relație amândoi duc la prăbușirea relației sau la creșterea relației. Sufletul tău geamăn se gândește la tine, se gândește la această conexiune, are amintiri cu tine, vrea să revină, și-ar dori să intre din nou în contact cu tine, însă este foarte teamă, este frică de reacția pe care tu o vei avea. Și repet, simțiți într-adevăr că sunteți aceste suflete gemene, însă nu înțelegeți de ce nu vă puteți înțelege. Deci nu înțelegeți voi de ce nu vă puteți înțelege. De ce este atât de greu? Ei bine, pentru că unul dintre voi doi a rămas în urmă cu maturizarea, hai să o spunem așa, a trecut prin foarte multe evenimente neplăcute în copilăria sa, în adolescența sa și a dus într-adevăr lipsă, nu știu, ori de înțelegere, ori de afecțiune, de iubire. Unul dintre părinți a fost foarte autoritar, asta mi se transmite, și normal că în această relație, practic, tu trebuia să-l înveți pe el sau să înveți pe ea ce înseamnă iubirea. Și ai încercat să faci asta și ai arătat asta cât de bine ai putut tu și uite ce s-a întâmplat, s-a speriat și a fugit de tine. După această despărțire, tu sau persoana cealaltă v-ați căutat alte persoane cu care, vezi, Doamne, ați putea să fiți într-o altă relație. În continuare ați căutat perfecțiunea, ați căutat pe cineva care să vă accepte așa cum sunteți, deși voi v-ați acceptat unul pe celălalt, ați fost și sunteți și acum aproape identici. Unde căutați? Ce căutați? Pentru că energetic sunteți împreună. 6 de cupe, carte întoarsă și împăratul, carte întoarsă. De ce sunteți atât de încăpățânați? De ce nu vreți să vorbiți? De ce nu vreți să vă vedeți? Ce tot căutați? Pentru că trece viața pe lângă voi și tot credeți că nu v-ați întâlnit sufletul geamăn. Și el este acolo, cu toate calitățile lui, cu toate complicațiile lui, de ce nu s-a acceptat situația. V-ați întâlnit și cu alte persoane, ați făcut lucruri și cu alte persoane, faceți și în continuare, însă gândul, sufletul și mintea este tot acolo. Bineînțeles, pentru că sufletul cere și sufletul vă spune, vreau să mă duci acolo, din nou, pentru că acolo este liniștea mea, acolo este dragostea mea, nu mă interesează restul. Și uite cum noi oamenii pierdem din vedere oameni frumoși, oameni care poate au într-adevăr complicațiile lor și au defectele lor, nu există om care să nu aibă defect. Uite cum îi pierdem și cum pierdem timp și cum viața trece încercând în permanență să găsim pe altcineva. Altcineva care credem că ne va îndeplini toate nevoile și va fi acolo pentru noi întotdeauna. Dar dacă acea persoană chiar ar fi fost lângă tine întotdeauna, dacă acea persoană chiar te-a iubit, orice greșeală poate fi reparată dacă ea este înțeleasă și acceptată. Iertați-vă unii altora, vorbiți unii cu ceilalți, spuneți-vă unora, nu știu, ce aveți voi de spus acolo, descărcați-vă, însă simt că această conexiune este încă foarte puternică și s-ar putea ca Universul să vă aducă din nou împreună, dar dacă ajungeți din nou împreună așa cum ați fost, se alege praful. Ia uite ce am aici, 2 de cupe și ce e ăsta aici? Un 6 de spade. 6 de spade, uite ce durere. Ce durere este în sufletul amândurora că nu vă puteți vedea, nu mai puteți vorbi, că s-a întrerupt această comunicare și la baza pachetului am acest 3 de bâte. Iluzia asta a unui nou început, vai ce bine o să fiu eu, ce fericit o să fiu de acum încolo, ce bine că am scăpat, că era o povară pentru mine, să nu crezi că celelalte persoane pe care le vei întâlni nu vor pune poverea asupra ta, energiile se pot schimba. Cineva aici trebuie să se așeze,
Adică ai nevoie ori tu, ori sufletul tău geamăn. De aici au pornit foarte multe discuții și de aici au fost foarte multe probleme. Cineva are nevoie să se așeze, cineva are nevoie să fie mult mai serios cu viața lui, cu trăirile lui, pentru că au fost și ceva impulsuri aici, sexuale, emoționale, s-a vorbit mult și prost, s-au spus cuvinte și cred că unul dintre voi parcă nu mai poate trece peste aceste cuvinte grele care s-au spus. Și da, așa este, cuvântul înseamnă putere și prin cuvânt putem să creștem, putem să creăm sau putem să distrugem. Și pe tine persoana asta te-a distrus prin cuvânt, a avut o părere despre tine care nu a fost reală, nu a fost adevărată, sau tu ai avut niște păreri, ai emis niște păreri despre sufletul tău geamăn pe care nu trebuia să le emiți. Au fost prea puierile, au fost prea de nimic. Iubirea este un sentiment atât de frumos, atât de înălțător. Cineva a vrut, unul dintre voi doi a vrut mai mult să creșteți relația asta, a vrut să ajungeți într-un anumit punct. Celălalt, pentru că a fost prea copilăros, a fost prea rebel și așa mai departe, nu a înțeles ajutorul ăsta, nu a înțeles susținerea asta. Și uite cum așteptați și așteptați, exact cum am spus eu, un alt suflet care, din păcate, nu va fi ceea ce vă doriți voi. 4 de cupe, 4 de monede și hierofantul. Parcă universul oprește persoana asta pentru tine în continuare. Deci vezi că o oprește pentru tine. Marele preot, conexiune spirituală foarte puternică, suflet geamă, așteptare, nu se va schimba nimic. Tu crezi că vei găsi ceva poate mult mai bun, însă conexiunea dintre voi doi va fi într-adevăr ceea ce aveți voi nevoie. Moartea și soarele, două arcane majore. Ca voi să fiți fericiți, pentru că vă știți unul pe celălalt, sunt sigur că vă știți. Ca să fiți fericiți, reveniți și transformați-vă, fraților, pentru că aveți aici o ocazie unică, nu toată lumea are ocazia să trăiască așa ceva. Fiți înțelepți, cum spune Hristos, fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Ce atâtea vorbe urâte, ce atâtea critici, cine pe cine încearcă să schimbe și așa mai departe. De ce vă pierdeți timpul cu toate aceste aspecte, cu toate aceste lucruri? Nu există om perfect. Aici, în această conexiune, cineva are o tulburare de ordin emoțional. Și cumva ea s-a dus foarte mult către zona aceasta sexuală, repet, niște impulsuri și aici s-a greșit. În continuare, aveți impresia, amândoi sau unul dintre voi doi, că prin aceste conexiuni de scurtă durată, prin aceste căutări ale plăcerilor, o să puteți să vă îngropați suferința sau o să puteți să treceți mai departe. Ei bine, nu, este dimpotrivă. O să vezi că durerea se acutizează. De ce? Pentru că acolo nu există sentiment. Sufletul geamăn te cheamă. Deci aici este un gând, gând la gând, te cheamă. Și tu tot ce faci în acest moment este să crezi că prin plăcerile astea ale trupului o să fii fericit și o să fii bine și că de fapt așa ești tu. Dați-vă cu reveneală, întoarceți-vă, comunicați și rezolvați problema. S-ar putea ca universul să vă ofere o singură șansă pentru asta. Și asta înseamnă ori luna august, ori luna septembrie, ultima șansă pentru voi. Judecata, uite, judecata 10 de cupe și cavalerul de monede. Aveți ocazia să construiți, nu să reconstruiți, să construiți ceva extrem de solid, extrem de frumos, extrem de cald, de iubitor, lumea o să fie invidioasă pe voi, oamenii din jur o să fie invidioși. Aveți această ocazie, dar cu judecata, asta înseamnă că lecțiile trebuie să fie învățate. Asta înseamnă că cineva trebuie să-și ceară iertare pentru lucrurile pe care le-a făcut. Asta înseamnă să încercați, nu să înnoiți ceea ce ați avut, ci efectiv să o luați de la capăt, să o luați de la zero, ca și cum nu v-ați cunoscut niciodată. Și să vă iertați unul pe celălalt și să înțelegeți că sunteți făcuți unul pentru altul. Vă iubesc, aveți grijă de voi!